Cu doar câteva clicuri de acasă, de pe internet, vă puteți cumpăra mielul de Paște. Crescătorii de oi dau asigurări că se ocupă și de transport, iar prețurile sunt negociabile. În județul Gorj se vor sacrifica, potrivit estimărilor făcute de Direcția Sanitar-Veterinară, aproximativ 10.000 de miei. Totuși, sunt mulți crescători de ovine care preferă exportul, susține directorul DSV Ion Iliuță. În general se preferă exportul pentru că sunt prețurile mai bune. Noi în fiecare an, să spunem așa, statistic, se sacrifică prin abatoare și în gospodărie în jur de 10.000 de mii. Plus exportul. Exportul poate să meargă până la 30-40 de mii în funcție de numărul de miei, pentru că, în general, la export se solicită berbecuții, deci masculii, la o greutate între 20 și 30 de kilograme. În general, berbecuții sau miei din Gorj pleacă către centre de colectare, în Ara, Timișoara, Constanța. După o perioadă de carantină, pleacă către țări, începând din anul acesta și către Turcia, țările arabe, Grecia, Italia. În general, în ultimii, să spunem, ani, Italia și Grecia au preferat să facă comerț cu aceste centre de colectare din România. Crescătorii de oi speră că anul acesta să vândă kilogramul de carne de miel cu aproximativ 23 de lei. Asta înseamnă că pentru un miel, cumpărătorul va scoate din buzunar peste 230 de lei.